Înfrângere pentru Avântul Reghin în deplasare la FC Zalău. În cadrul penultimei etape a turului Campionatului Național de Fotbal Divizia C Serie a 6-a, echipa pregătită de Enedi Andrei a pierdut cu 2-0. Eșecul i-a readus pe reghineni pe locul 9 al clasamentului cu 18 puncte. Avântul se pregătește acum pentru ultimul meci al turului, vineri 3 decembrie, când îi va primi pe terenul din Parcul Tineretului pe cei de la Unirea Florești. Jucătorii reghineni speră să aibă cât mai mulți susținători în tribună. Aceștia i-ar putea ajuta să-și atingă scopul, și anume să intre în pauza dinaintea returului pe primele oblocuri.